Domnul de încredere al lui Vladimir Putin a făcut declarații halucinante pe Twitter. Acesta susține că dacă el ar fi în locul liderului rus, ar lua la rând toate statele aliate ale SUA din Europa și apoi ar ataca direct America. Dacă ar fi decizia mea, aș lua toate acele state europene care acum nu valorează absolut nimic și își știu valoarea și spun lucruri indecente despre președintele nostru și despre poporul rus. Aș lua treptat acele state și apoi America. Ar mai avea aliații rămași, a declarat Kadyrov în mesajul său, care a fost tradus pe Twitter de jurnalistul Francis Carr de la BBC News. Practic, războiul ar trebui să dureze până când el ridică toate sancțiunile și își cer scuze. Este un război pentru bine, este un război pentru fericirea oamenilor, purtarea de războaie este o plăcere. Obținem plăcerea din asta, a adăugat Ramzan Kadyrov. În încheierea mesajului, liderul cecen îl citează apoi pe Vladimir Putin, care a afirmat că noi murim ca martiri, dar ei, ucrainenii, doar mor, relatează știri pe surse.ro. Ramzan Kadyrov este una dintre figurile de temut din cercul apropiaților lui Vladimir Putin. Acesta a preluat puterea în Cecenia cu ajutorul liderului de la Kremlin în 2003, după asasinarea tatălui său, devenind președinte interimar. În 2007, Vladimir Putin l-a desemnat lider al Ceceniei fără a mai organiza alegeri, oferindu-i totodată bani pentru a putea reconstrui țara. Încă de la începutul invaziei rusești, Vladimir Putin a mobilizat pe front forțele armate cecene, unul dintre cele mai puternice obiective ale acestora fiind uciderea președintelui Zelensky. De asemenea, brutalitatea militarilor lui Kadyrov este cunoscută, aceștia fiind responsabili pentru mai multe crime comise în Rusia, printre care și asasinarea lui Boris Nemtsov în 2015.